o cerință strategică pentru noi și pentru Uniunea Europeană, deci vom finaliza acest proiect. Anul viitor vom avea parte de o taxă de solidaritate. A fost această măsură ieri spusă de către președintele PSD, ca firmele mari care au o cifră de afaceri de peste 100 de milioane de euro să fie supraimpozitate. Tocmai a fost publicat codul fiscal, ca atare pentru anul viitor funcționează acest cod fiscal. Anul trecut s-a acordat un ajutor pentru persoanele cu pensii mici. Deci, este posibil ca așa anul... Nu comunicăm prin televiziune, ați văzut, avem o comunicare foarte bună. Avem o comunicare foarte bună. Nici în privința acestei taxe, nici în privința energiei. Este... Dați-mi voie. Nu am discutat problema acestei taxe. Este pentru mine un element pe care nu l-am discutat și trebuie să vă spun adevărul. În ceea ce privește celelalte elemente legate de energie, am discutat, vom continua să discutăm până când vom avea este timp, pentru că sunt și decizii în continuare să caute soluții tehnice la nivelul Uniunii Europene.